Garda Forestieră Suceava a depistat vineri dimineață în zona Frumosu două transporturi ilegale de lemn, fiind aplicate amenzi de 16.000 de lei, iar un autocamion a fost confiscat. Inspectorul șef Mihai Gășpărel a arătat că rezultatele acestei acțiuni trebuie să fie o avertizare pentru cei care cred că pot transporta ilegal lemnul la adăpostul orelor mici sau al zilelor de sărbătoare. Inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, a anunțat că în cadrul unei serii de controle efectuate de Garda Forestiere Suceava, împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, privind circulația materialului lemnos pe drumurile publice, s-au identificat abateri grave de la normele legale care trebuie să prevină punerea în circuitul economic al lemnului tăiat ilegal. Potrivit acestuia, vineri dimineață, la ora 4:53 de minute, a fost depistat pe un drum forestier din Vama un autocamion care transporta 50,12 metri cub de cherestea fără să dețină niciun act de însoțire a materialului lemnos. Cel care transporta ilegal cheresteaua, un bărbat din comuna Frumosu, este administrator la o societate care prelucrează material lemnos. Într-un comunicat de presă, Gășpărel a menționat că s-a confiscat întregul volum de cherestea transportat, respectiv 50,12 metri cubi, cu o valoare estimată la peste 40.000 de lei, în timp ce șoferului i s-a aplicat o amendă de 10.000 de lei, iar poliția a dispus confiscarea mijlocului de transport. Tot vineri dimineață, la ora 6:22 de minute, a fost depistat în aceeași zonă un autocamion care transporta de la Moldovița către Valea Moldovei un volum mai mare, cu circa 12 metri cub lemn lucru rotund decât cel înscris în documentele de însoțire. Cantitatea de lemn transportată fără documente de însoțire a fost confiscată, iar firmei care a expediat lemnul i s-a aplicat o amendă de 6.000 de lei. Volumul de peste 60 de metri cub de material lemnos confiscat a fost predat în custodie la depozitul din Dragoșa al ocolului Silvic Vama, din cadrul Direcției Silvice Suceava, care a contribuit cu personal la măsurarea lemnului. Inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava a menționat că urmează să fie efectuate verificări la operatorii economici implicați în aceste transporturi și să fie identificate sursele lemnului tăiat ilegal. Rezultatele acestei acțiuni trebuie să fie o avertizare pentru cei care cred că pot transporta ilegal lemnul la adăpostul orelor mici sau al zilelor de sărbătoare, a subliniat Mihai Gășpărel.